Bugetul alocat școlilor pentru 2017 este, potrivit primarului Ion Lungu, mai mare cu 4,33% decât anul trecut. Și aici, sigur că o pondere importantă reprezintă creșterea cheltuielilor de personal, 80.677.719, 19,33% mai mare decât anul trecut. La bunuri și servicii, 18.817.220, 94,98% față de anul trecut, din care reparații 5.634.000, ceea ce reprezintă comparativ cu anul trecut 89,52%, și sigur la cheltuielile de capital 10.142.909, ceea ce reprezintă 64,03% comparativ cu anul trecut. Lungu a mai subliniat că în acest an vor fi lucrări importante de investiții la unele unități de învățământ. Și sper că m-am înțeles cu domnul director, cu contabil șef, dar domnul director, care sunt reprezentanții școlilor, să încercăm să promovăm câteva obiective mari de investiții, pentru că toate școlile vin cu sel de sport, în mod special, și alte investiții mari. În acest an, deci, pornim 3 investiții mari la drum. În primul rând, la Colegiul Național Petru Rareș, Centrul de Informare, Corpul Laboratoare, 1.500.000 de lei, acolo suma este de 5.600.000 de lei pe total, este un proiect multianual, din păcate s-a pierdut trenul pe fonduri europene și nu din culpa primăriei, dar începem să-l finanțăm de la municipalitate și poate mai găsim și o altă posibilitate, pentru că așteptăm să apară ghidurile specifice la capitolul educațional, unde sunt prinse la modernizare doar liceile tehnologice. Poate noi primarii am venit cu amendament din acest punct de vedere, poate se schimbă ceva până apar ghidurile specifice. La Colegiul Național Spiru Areț, sală de gimnastică, 1.000.000 de lei, la fel proiect multianual. Școala Generală numărul 10, Miron Constant, mansardare școală, un proiect de 2 milioane de lei, la fel multianual, în acest an 1 milion de lei, se poate face licitația să înceapă lucrările. Totodată, Ion Lungu a adăugat că multe lucrări vor fi pentru autorizare din partea ISU. Eu, ce să spun, așa cum am mai spus și altă dată, școlile au cerut o sumă de 50.349.170.000, ceea ce înseamnă 11 milioane de euro, noi le-am alocat 3,5 milioane de euro, ceea ce înseamnă, mă refer aici la reparații și investiții, 31,33% din solicitările dumnealor. Conform șefului municipalității sucevene, bugetul pentru anul 2017 urmează a fi aprobat până la sfârșitul lunii în curs.